Acest program vă este oferit de Superbet. Bine ați venit la Ba da, ba nu, vă spun Radu Buzăianu și Mihai Mironică. Suntem înaintea meciului dintre România și Irlanda de Nord. Am așteptat un nou meci al Naționalei României, timp de 4 luni de la finalul campaniei de calificare pentru Euro și în această seară, cum spuneam, România pe arena națională joacă în compania Irlandei de Nord într-o partidă de pregătire pentru Euro, așa că începem de aici cu disputa noastră tradițională. Nu joacă România în seara aceasta, joacă o variantă de început a România de Nord, vrei să spui. România de Nord. Dom'le, sau România de Sud contra Irlanda de Nord. România va fi aia din primul meci de la Euro. Deocamdată se construiește, se caută formule. Domnul Iordănescu încă mai testează. Uite-l. Asta cu formulele este secundară. În dreptul echipei noastre scrie România. În palmaresul oficial al naționalei va fi România. În palmaresul întâlnirilor directe cu Irlanda de Nord. Că ce facem noi acolo, că pe cine băgăm, că pe Pușcaș, că pe așa, pe cureaua lată. Asta nu contează. E România va scrie. Foarte mare cea în care ne aflăm și vreau să atrag atenția. Dom'le, faptul că, nu știu, eu nu-mi imaginez că va intra pe teren Pușcaș, dar faptul că eu îmi imaginez că va intra chiar titular. Faptul că l-ai în lot pe Pușcaș aduce o stare de mediocritate 50 de km în jur. Deci nu vorbesc de faptul că intră. Bă, când îl vezi pe Pușcaș este demoralizator, demobilizator și la nivel de freză. Okay. Bă, vine Ianis Hagi și a muncit freza aia 2 ani. Îți apare ăsta, ai văzut cu chestii alea în cap. E ceva de nebunești numai când îl vezi. Și nu totuși când a marcat în finalul campaniei de calificare golul atât de important, atunci nu s-a displăcut. Dar e o statistică, domnule, dacă îl pui pe unul într-una să joace, la un moment dat, uite, se și lovește mingea de el. Da, dar putea să marcheze cu Malta, cum făcea el înainte, dar acum a marcat cu dita mai Israelul în meci decisiv. A marcat cu dita mai Israelul după ce n-a mai marcat, nu știu, vreo 10-15 meci, adică și la Bari are 2 goluri date. Trebuie să-l ții pe Pușcaș pentru meciul ăsta cu Israel. Domnule, la un moment dat va încurca foarte mult, până dă golul ăla, te încurcă 5-6 meciuri, adică practic până dă un gol, durează vreo 7 meciuri în care nu s-a întâmplat nimic. În Elveția nu el a deviat atât de spectaculos mingea de a ajuns. A deviat, a stopat mingea. El s-a panicat. Vă aduceți aminte faza în care i-a picat mingea în cap? Multă lume a tratat-o cu superficialitate. Eu aș aduce în favoarea lui faptul că s-a speriat. Deci el nu doar că a făcut stopul ăla, el a crezut că a aruncat cineva din tribune. Eu cred că în acea fază cu Pușcaș în Elveția deja contrazice un dicton extraordinar de vechi. Dumnezeu îți dă, dar nici nu-ți bagă în traistă. Mie mi se pare că Dumnezeu direct în cap i-a trimis acea minge lui George Pușcaș. Și a trecut lustrulă până cap. Un gând atâta. Dom'le, cam așa, ce a trecut lui ăsta până cap. Dom'le, a trecut o minge, dar pe el l-a panicat mingea aia. Asta a fost norocul nostru. Dacă nu-l panica, făcea ceva cu ea. Faptul că el, până s-a dumilit, s-a lovit mingea de el, s-a dus încolo. El, dacă se dumila mai repede... Am scăpat noi neînvinși din acea partidă cu Pușcaș pe teren. În Elveția am reușit să o batem pe Israel. Faptul că le-am dat gol cu Pușcaș israelienilor a fost o umilință. Nu meritau așa ceva. Deci nu merita să umilești un stat care trece pentru o problemă acum, în continuare, ca și Ucraina. Dar noi i-am umilit cu Pușcaș. Bă, ce caută la echipa națională omul ăsta? S-a dus la Bari în divizia a doua, e la echipa de pe locul 15, atacat non-stop, în sensul că e băgat continuu titular, a dat 2 goluri în 16 meciuri. Dom'le, ce caută? Bari sună totuși altfel decât Moiter din nu știu ce țară în care joacă Denis Alibek. Denis Drăguș reușește să marcheze un număr respectabil de goluri în Turcia, dar el nu este un atacant autentic. Noi nu avem vârfuri autentice. Paraschiv, care dădea niște semne de viață la finalul anului 2022, debutase în echipa națională, nu mai arată cine știe ce la Hermannstadt. FCSB nu are atacant, Rapid are atacant din... și apropo... Rapid nu că are atacant din Kosovo, dar Rapid zice că egalează recordul lui Denis Man. Egalează, egalează, sigur că nu, aici glumesc. Egalează. Deci aici trebuie să spunem, Rahmani e posibil chiar să plece, adică am văzut jucători ca Denis Man plecat. Denis Man a plecat pe 11 milioane de euro de la Parma. Impactul Denis Man la FCSB a fost mai mic decât cel pe care l-a avut Rahmani la Rapid. Adică e evident o asta e mai puțin important. Important e cât oferă. Eu cred că totuși Rapid nu va lua atât de mulți bani pe cât se vehiculează în acest moment în presă, care urma să ia tot atât de mulți bani cât a luat FCSB pe Denis Man de la Parma. Îl cheamă și Albion. Normal, îl cheamă Albionul. Adică eu nu înțeleg de ce West Bromwich Albion întârzie cu oferta. Mi se părea că era depus acolo pe emblema clubului. Dar dincolo de lucrul acesta, e adevărat, Aston Villa, echipa care înțelegem că ar fi interesată de Rahmani, are pentru ea între 8 milioane și 11 milioane, nici nu-și dă seama când pentru Premier League, suma asta de 10-11 milioane e o sumă derizorie, înseamnă că îl va împrumuta undeva, deci nu va juca. Când ai 10 milioane pe jucător, nu-l bagi titular. Nu, eu cred că are șanse eu nu cred că are șanse de a merge, de a încasa Rapid chiar atât de mulți bani pe Denis Man. Hai să luăm exemplu, pe ăsta-l-altul, pe al nostru Drăgușin, care a fost așa plecat într-o manieră festivă, nu știu ce, cu tare, 30 de milioane. Păi Van der Ven a venit în vara dinaintea anului în care a venit Drăgușin pe 40 de milioane. Adică e fundaș, adică vorbim la nivel de fundaș. Eu aș compara totuși Aston Villa cu Tottenham, așa la nivel de economic, poți să-i pui. E adevărat că poți să nu, Tottenham este mult mai puternică decât Aston Villa. E un pic, da. Sigur că și Aston Villa își permite, dacă a luat de exemplu jucători cu 60 de milioane sau 50 de milioane de la Bayer Leverkusen în vara dinaintea acestui sezon. Sigur că poate să plătească 11 milioane și nu 8 milioane. Dar eu așa le stimez pe Rahmani, că el nu va putea să aducă Rapidului în vara acestui an. Așa stimezi tu pe Rahmani, că nu va putea. Estimez. Da, adevărul că și contează adică și le stimez pe internet. De unde estimez. Pleacă? De unde pleacă? Rareș, cum îl cheamă, care a plecat de la Rapid? Ilie. Rareș Ilie. Iar e o carte de vizită mai puțin bună pentru Rapid. Adică te gândi, bă, a mai plecat unul de acolo, n-a făcut nimic. Acum, eu cred totuși că ăsta e prea puternic. Ce carte Rahmani de vizită i-a făcut Dan Șiucului lui Mariu Ștefănescu cu povestea asta că Ștefănescu nu a dorit să joace 3 meciuri la rând în compania celor de la FCSB, pentru că, adică, care ar fi fost motivele pentru care Mariu Ștefănescu n-ar fi vrut să joace 3 meciuri? Mă rog, Dan Șiucu le știe. Ideea este că Mariu Ștefănescu n-a dorit, în opinia patronului, acționarului majoritar de la Rapid, să joace în 3 partide. Aceasta este acuzația și tu pe crezi care... că un mic blat acolo la mijloc, miroși o chestie bine, coincidențele, ne-am învățat că, mai ales în fotbalul nostru, coincidențele nu neapărat, dar trebuie să-ți nască un semn de întrebare. Da, aici înțeleg că un semn de întrebare este justificat. Da. Plus că, dacă ne ducem niște ani în urmă, găsim în dreptul celor de la FCSB această strategie care iarăși ar putea părea o coincidență, dar prea se întâmplă deseori ca FCSB să oferteze jucători chiar înainte, sau să spună Gigi Becali public că îl vreau pe ăla chiar înainte de partida directă. Păi și de unde să ia jucători dacă nu de la echipele adverse? Vrei să ia de unde? De unde trebuie să ia? Trebuie să ia din prima ligă, dar asta la altul, uite, de exemplu, hai să presupunem că va ajunge Ștefănescu la Sepsi, de la Sepsi la FCSB, va ajunge. Dacă ar ajunge, n-ai zice, păi bă, nene, el a jucat contra echipei care îl antamase deja, stai o secundă. Cum adică? Înseamnă că a fost blat în meciul ăla. Hai să vedem cum a jucat. A jucat prost. Deci ar fi o acuzație mai serioasă dacă ar juca și ar pleca după aia la FCSB decât dacă, băi, nu mă bag, nu știu, vedeți și voi cum vă descurcați. Acum, problema era la Bălgrădean, de exemplu, când a plecat la CFR Cluj, el având contract fiind în poarta lui FCSB. Aia mi se părea mie ceva fabulos. Deci se omul semnase deja cu CFR și a de contraargumente care pot fi aduse lui Dan Șiucu. Dar mie mi se pare că prea se asortează această acuzație a lui Dan Șiucu cu felul în care s-au jucat aceste 3 meciuri. Adică în fiecare din aceste 3 partide FCSB a câștigat. Tu implici și echipa SEFSI. Nu știu, eu observ. Sigur că Dan Șiucu nu merge până într-acolo încât să implice și echipa. Dar eu mă uit la cum s-au jucat meciurile lui FCSB cu Hermannstadt, cu Paul Iași și cu băieții ăștia de la Sepsi și toate au fost niște partide relaxate, câștigate, fără prea mari probleme de FCSB. Da, Sepsi e o echipă care, în general, are meciuri relaxate cu echipele importante. Adică, uite, mă uit de exemplu, hai să vedem, care v-a bătut cu 3-1 pe Sepsi. Eu cred că Florinel Coman, cum marchează golul ăla la partida cu Sepsi, acum recent, niciodată la antrenament nu-i se întâmplă la FCSB să marcheze un gol atât de caragios. O echipă care are un meci foarte strâns cu Dinamo, are acasă, joacă cu Dinamo și are meci greu de tot, bate cu 2-1. E totuși o echipă care mă aștept să piardă cu FCSB, cu echipa de pe primul loc, adică nu e nicio mirare. Faptul că FCSB a câștigat aceste meciuri mi se pare incredibil. Cum le-a câștigat? Păi, faptul că au fost foarte mulți comentatori de la diverse site-uri, televiziuni și așa mai departe, care au văzut în această partidă, de exemplu, ca să rămânem cu ultima impresie, FCSB cu Sepsi, ca fiind o partidă absolut ridicolă, în care Sepsi, de exemplu, repriza a doua, când ar fi trebuit să caute un gol acolo cu care să scoată ceva, nu reușește și pe poartă și care a tras un șut foarte periculos în minutul 87, dacă nimerea a trecut la o palmă de poartă, adică nu e un jucător atât de tehnic care a tras încât să zici, bă, a gândit o dată să fie... Deci, vrea să nu uităm totuși că suntem în seara meciului dintre România și Irlanda de Nord. De-aia m-am îmbrăcat în galben, Ucraina. Mai dezbatem noi cu echipa totuși ai venit cu tricoul ăsta să semnalezi. E vorba de România, nu de Ucraina, deși Ucraina E o problemă mai mare, după părerea mea, decât Belgia la campionatul european pentru România. Deci va fi o problemă mult mai mare. Îți intră rezervă cu Bosnia, atacant de la Valencia, îți dă gol după aia de la Girona. Te uiți la jucătorii ăia, domnule, toți celebri, toți importanți, jumătate de Premier League, jumătate aflați în prima jumătate a Premier League-ului. Nu pot decât să mă întreb dacă Gică Hagi era tatălui lui Dovbyk. Ne omoară! Dacă Gică Hagi era tatălui Dovbyk, eu atât vreau să mă gândesc. Deci dacă Gică Hagi ne spune despre Ianis Hagi, că este cel mai bun, că și așa mai departe, dacă ar fi fost tatălui lui Dovbyk, care a marcat 14 goluri în primul lui sezon în La Liga pentru echipa Girona în 26 de etape. Girona, atenție, primele 3 din La Liga. Girona înainte de etapa asta nu era nimic. Păi nu, înainte de sezonul ăsta. Înainte de sezonul ăsta. Da, oricum e surpriza. Și au doi ucraineni care fac cam cum îl descria Gică Hagi pe Dovbyk. Îți dai Dovbyk. Ne ploconeam noi dacă noi suntem încântați, Doamne iartă-mă, că a intrat pe teren. Nu că a jucat, că a intrat pe teren. 7 atingeri. Zici că e povestea aia cu croitorașul cel viteaz. 7 dintr-o lovitură, 7 atingeri. Bă, sigur a intrat pe teren. Eu așa fac. Bă, sigur a intrat pe teren. El era de miri că a intrat pe teren. În situația asta suntem. Și în condițiile astea îți apare Iordănescu, un antrenor magnific, care îi așează pe jucători, creează un grup acolo spectaculos, de care ține și foarte bine face, cu singura excepție pe care aș vrea să o reiterez, Pușcaș. Deci a venit Pușcaș după meciul ăla și a zis în felul următor: domnule, am o relație specială cu cu Edi Iordănescu. De unde am dedus că e și un... Deci îți dai seama cât de puțin inteligent este dacă el a venit și a explicat de ce se află în lot. Pentru că am o relație specială eu cu Edi Iordănescu. Deci pare că sunt înțelegi, te gândești și o fi împrumutat bani. Ce, Doamne iartă, mă, s-a întâmplat de trebuie să trăim tragedia asta cu Pușcaș. Da. Are Edi Iordănescu vorba asta, de exemplu, când a fost întrebat acum de ce nu este Alex Mitriță la echipa națională. Da. Trenul e în mișcare și nu te urci când e trenul în mișcare. E greu să te urci când e trenul în mișcare. Adică echipa națională este un tren în mișcare și Alex Mitriță sau alți băieți care ar putea să fie niște alternative la George Pușcaș sau Ianis Hagi nu pot urca în tren. Nu poate să fie la George Pușcaș alternativă Mitriță, totuși. Nu zic, am zis de jucători în general, că pornind de la acest caz particular cu Mitriță, care, sigur, dacă te uiți la el, nu poți să-ți imaginezi oricând într-un tren din mers. E alternativă la Coman și Mihail, adică nu știu. Mie, totuși, povestea asta mi se pare... Nu să-l pui! Naționala este un tren care este într-o continuă mișcare. Da. Nu există un moment în care Naționala să fie pe loc. În fiecare... De fiecare dată că nu mai e președinte Nașu. Nu mai e Nașu care să ne ajute pe tren să urcăm din mers. Deci eu cred că acest principiu este o mare eroare. Naționala este un organism viu, este un tren în mișcare în care trebuie să aducem în permanență călători noi, dacă aceștia sunt mai buni decât cei pe care avem. Adică nu se poate, pentru că trenul este în mișcare, să mergem cu aceiași pasageri în continuu. Adică tu spui că trebuie să oprești trenul la un moment dat, mai coboare, Doamne, să găsim o cale. Uite, de exemplu, Pușcaș, poate vrea să coboare și îl deranjăm. Vrei să facem un sequel la filmul ăla cu Aruncă pe mama din tren, aruncă-l pe Pușcaș din tren? Cam așa ar fi. Eu sunt convins că dacă îl pui undeva, el nu-și dă seama că e în mișcare. Adică așa mi se pare tot timpul. E într-o stare de bezmeticeală continuă. Poate să coboare în timp ce merge trenul. El trebuie să înțeleagă că toate echipele naționale, inclusiv cea a României, sunt niște trenuri într-o permanentă mișcare. Nu există un moment în care Naționala este în depou. Ea este într-o continuă mișcare. Mereu la fiecare meci, deci este o misiune importantă. Și atunci trebuie să fii atent ca în trenul acela să ai pasagerii potriviți. Adică nu se poate. Gata, am plecat acum 2 ani la un drum cu grupul acesta, nu mai putem, că nu mai avem nicio gară, nu mai putem să dăm pe nimeni de afară din tren. Da, eu nu cred că el nu mai are niciun jucător. Eu cred că pur și simplu nu vrea să-l ia pe Mitriță, că și-a făcut doar pe șut. Și asta pentru că Screciul s-a accidentat. Dar în rest el nu vrea să ia niciun jucător. Asta ce să spun, și invoc acest principiu. Principiul ăsta înțeleg, dar la Mitriță nu se aplică, în sensul în care cred că... Fix la Mitriță a folosit metafora asta. A zis că Mitriță nu se poate urca în drum. El vrea de fapt să nu-l ia pe Mitriță, pentru că și-a făcut un calcul de rentabilitate și a dat seama, bă, ăsta strică atmosfera. Face ceva, are o atitudine arogantă față de Mitriță, să strică atmosfera. Și nici în teren nu poate să fie un mare plus, pentru că îl avem acolo, ce faci? Dacă nu-l bag pe teren, hai să aducem lăutari. Hai să aducem lăutari la echipa națională. E genul care, dacă nu intră, se enervează. Ca să asigure o atmosferă plăcută, să aducem lăutari în loc de fotbaliști. Știu, dar vreau să spun că e genul care... Oricum mi se pare că unul dintre fotbaliștii pe care aducem sunt lăutari și nu fotbaliști. multe jucătorii pe care aducem la echipa națională. Bun. Aș vrea să închidem disputa noastră cu Simona Halep. Nu putem să nu marcăm acest moment cu revenirea ei. Știi și fotbal. Am văzut-o jonglând, chiar m-a impresionat. Cu tenisul însă nu mă prea... Nu te-ai impresionat? Cred că o să mă mai... Adică, la Miami nu te-ai impresionat? Bă, a fost impresionant ce a făcut acolo. A bătut o jucătoare... Da? Care a fost locul 2 mondial, cum a fost și locul 1. Și Simona Halep a fost primul loc mondial, dar nu putem doar să rămânem prizonieri a unui trecut. Eu vorbesc despre viitor. Păi de viitor. Mie viitorul nu prea îmi sună ok pentru Simona Halep. În primul set, când era ea fizic aptă, că până la urmă n-ai jocuri în picioare și la tenis, puneți că e același mecanism ca și cum e și la fotbal. Da, și că toate meciurile au cel puțin 2 seturi. Ea nu va juca niciodată un meci de un set. Nu, deocamdată. Ea e primul meci după 18 luni. Adică nu mă aștept totuși să fie de un capul locului. Deci în primul set a terorizat-o pe fata. Nici adversara ei, Paula Badosa, n-a reușit lucruri deosebite în acest an și totuși... Păi asta încerc să spun, că e undeva pe locul 70, înțeleg, Badosa, nu? 70 acum? 78 era, ceva de genul. 78, mă interesează un pic, mai avansat. Da. Nu, acum da, poate mai avansat la Miami, dacă așa. Și mi s-a părut totuși că Simona Halep a pus bună pe rachetă și a terorizat-o în primul set pe adversară. După deci aia a obosit, au intervenit probleme musculare. Așa, sigur, eu nu cred că Simona Halep a reușit să treacă la poate dacă ar lua ăla, cum dracu îi zice, medicamentul ăla. Deci aș vrea să-ți aduc aminte că înainte de suspendarea aceasta foarte îndelungată, ea a fost emisă de Daria Snigur, care nu bătuse pe nimeni în toată cariera ei în circuit. Acum s-a întors, se bătă de Badosa, are 32 de ani. Da. În curând va împlini 33 de ani. Îmi place ambiția ei. Ea nu are clasament. Nu cred că cu câteva wildcard-uri va reuși să-și facă o poziție în clasament și va trebui să o ia foarte de jos. Tu contești perspectiva... adică eu nu cred, când am povești de genul acesta, primele 10 din lume, chiar unii merg mai departe de primele 10 din lume. Da? Adică... Ea n-a plecat fiind într-un moment, ea pleca fiind în cădere. Nu cred că va mai ajunge să fie o jucătoare importantă. Ambiției setei pe care a dobândit-o de tenis... Cu setea asta poate o să ajungă în de primele 100 de jucătoare ale lumii. Aoleu, primele 100 de jucătoare... Simona Halep, să o vedem între primele 10 jucătoare ale lumii. Eu zic că vei vedea în primele 20 cu siguranță, pentru că ai văzut că totuși ce a consacrat-o, tehnica lovirii, totuși plasamentul, știința tenisului, nu s-a stricat acolo. Pentru că ai văzut-o în primul set, având acele... Singura deficiență fiind cea... Deși al doilea serviciu aproape că nu exista. Păi nu, aproape că se punea punct din oficiu pentru adversari. Dar suflu, adică poți să ai loviturile, pentru că eu l-am văzut pe Ilie Năstase și la 45 de ani jucând, mamă, părea, într-un meci cu Borg, am asistat la acea partidă, păreau să fie de acolo, din finala la Wimbledon. Da. Dar aveau 45 de ani, adică puteau ei între ei. Da. Dacă joacă Simona Halep doar cu jucătoare din acestea la 35, 36, dacă joacă doar cu Venus Williams și așa mai departe, da, poate. Plus că dacă vine cu tinericele astea care există acum în circuit, domnule, nu mai sunt niște sperietori, adică nu mai sunt ceva de neabordat. Nu mai e o jucătoare constantă, să zici, domnule, eu o spaimă de asta cum era, nu știu, nu mă refer la surorile Williams, mă refer la Kerber, mă refer la jucători de genul acesta, adică erau oarecum te instalau și într-o stare de teamă înainte de meci. Șarapova, iar, adică nu mai sunt jucători. Bine, mai vorbim, mai vedem cu Simona Halep. Eu îți spun că nu o să mai fie ceea ce a fost, nici măcar pe aproape. Bun, hai România, pentru că în această seară joacă Naționala României în compania Irlandei de Nord și după ce se joacă aceste două meciuri cu Irlanda de Nord și Columbia, ne întoarcem din nou aici cu Ba da, ba nu pentru a ne certa pe ceea ce s-a întâmplat în aceste două partide. Așadar, o nouă întâlnire miercuri seară. Vreau să completez, Pușcaș nu la Bari, la bară. Mi se pare, miercuri seară de la ora 20 ne vom întâlni pe YouTube ProSport, pe Facebook ProSport aici cu Ba da, ba nu. Numai bine! Acest program v-a fost oferit de Superbet.